Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi mi-a venit o idee. De ce nu aș putea lucra o narcisă în punctul tunisian? Și eu am făcut proba să văd modul în care ar ieși această narcisă. Nu vă prezint înainte pentru că aș vrea să vedeți dumneavoastră rezultatul final. Pentru a lucra aceasta vom avea nevoie de firul Bravo de culoare galben, de culoare verde și de culoare albă. Apoi vom avea nevoie de croșetul cu numărul 3, nu știu dacă se vede. Vom avea nevoie, bineînțeles, de foarfece. Vom avea nevoie de firul metalic pe care îl vom folosi în momentul în care foarte subțire este, vedeți, în momentul în care vom face frunzulițele și apoi vom avea nevoie de o altă bucată de sârmă, un pic mai groasă, cu ajutorul căreia vom forma piciorușul florii. Fiind prezentate acestea, eu propun să începem să lucrăm. Eu sper să vă placă ceea ce vom realiza astăzi și voi începe punând pe degetul mic, voi roti firul odată, de două, de trei, de patru, de cinci, de șase, de șapte, de opt ori. Apoi voi scoate firul de pe deget, încet, și cu croșetul voi începe să lucrez. În interiorul acestui cerc voi face un număr de 12 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Acum că am lucrat aceste 12 piciorușe scurte, vom închide rândul cu fir alunecat și apoi vom face 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3 și al patrulea. Vom sări 2 piciorușe și vom intra în cel de-al treilea. Un pic cam greu, pentru că știți că eu lucrez strâns de obicei. Și vom închide cu piciorușul alunecat. Din nou vom lucra 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. Vom sări din nou 2 piciorușe și vom intra în cel de-al treilea, care va fi aici. Voi închide din nou cu fir alunecat. Alte 4 ochiuri de lanț, 2, 3, al patrulea,
Vom intra din nou. Deci vom sări două piciorușe scurte, vom intra în cel de-al treilea. Vom închide cu piciorușa alunecat. Voi face alte patru ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Și voi închide în cel de-al treilea picioruș scurt din rândul pe care din rândul anterior. Acum cu piciorușa alunecat vom intra în interiorul primului arc care s-a creat aici și vom lucra două ochiuri de lanț, 1 și al doilea. Apoi vom intra cu croșetul în acest al doilea ochi de lanț, vom trage firul odată pe croșet și vom ține aici firele. Vom intra din nou în interiorul arcului și vom lucra aceste două ochiuri. Acum voi face din nou un ochi de lanț, mă voi întoarce în primul de aici, îl voi lucra ca și cum lucrez un picioruș scurt, voi intra în cel de-al doilea, voi lucra ca și un picioruș scurt, vedeți pe croșet acum am 3 fire, voi intra în interiorul arcului și voi lucra primul ochi, voi lucra cel de-al doilea ochi, voi lucra cel de-al treilea ochi și acum voi face un ochi de lanț și mă voi întoarce din nou în jos. Vedeți? Voi intra aici în primul, apoi voi intra în cel de-al doilea, voi intra în cel de-al treilea, chiar dacă este un pic mai greoi. Și acum vedeți aici am exact 4 ochiuri. Voi intra din nou în arcul format și voi lucra aceste 4 ochiuri. 2 al treilea și al patrulea. Acum din nou mă voi întoarce fără să mai facem niciun ochi de lanț. Deci avem aici un ochi. Voi intra în cel de-al doilea, în cel de-al treilea. Un moment, am luat firul un pic greșit, așa. În cel de-al treilea, apoi în cel de-al patrulea. Voi intra în interiorul arcului și voi începe să lucrez. 1 ochi, al doilea, al treilea, cel de-al patrulea. Așa, uitați-vă cam felul acesta arată. Acum vom începe să scădem. Cum vom scădea? Vom intra aici, deci avem deja un ochi pe croșet, vom intra în primul, vom ieși cu firul ca la o scădere obișnuită prin cele două ochiuri. Acum am al doilea. Al treilea ochi. Voi intra din nou în arc. Voi face primul ochi. Al doilea. Cel de-al treilea.
voi face din nou o scădere. Și acum am obținut două piciorușe, voi intra în interiorul arcului, voi închide primul picioruș, cel de-al doilea, și apoi voi închide această mică petală cu fir alunecat. Din nou, cu fir alunecat, mă voi deplasa în cea de-a doua, în cel de-al doilea arc. Și voi lucra exact în același mod. Deci, pentru început, două ochiuri de lanț, mă voi întoarce, voi intra aici în primul și voi lucra, voi intra în arcul format, voi lucra primul ochi, cel de-al doilea, voi face un ochi de lanț. Eu sper foarte mult că se vede ceea ce lucrez. Acum mă întorc în jos, am deja două ochiuri, voi face pe cel de-al treilea, vedeți, sunt trei, voi intra în interiorul arcului, voi lucra primul ochi, al doilea, cel de-al treilea, acum un ochi de lanț, pentru că înmulțim, avem deja două ochiuri. Cel de-al treilea, cel de-al patrulea, vom intra în interior, vom lucra aceste patru ochiuri, 1, 2, 3, al patrulea, acum vom lucra din nou patru ochiuri, unul l-avem deja aici, vom intra în al doilea, în cel de-al treilea, în cel de-al patrulea, avem patru ochiuri pe croșet, vom intra în arc, vom începe să lucrăm aceste patru ochiuri. În felul acesta, noi vom realiza partea din mijloc a narcisei. Acum vom începe să scădem, după ce am lucrat de două ori câte patru ochiuri. Deci vom face ca o scădere obișnuită. Avem obținut un ochi, avem pe cel de-al doilea, al treilea, intrăm în interiorul arcului, lucrăm aceste trei ochiuri, 1, 2 și al treilea. Acum vom face o scădere și vom obține de această dată două ochiuri, vedeți? Vom intra din nou în arc, vom lucra primul ochi, al doilea și vom închide totul cu piciorușa alunecat. În felul acesta vom lucra toate cele patru arcuri. Deci ne-au rămas două, le-am lucrat, ne-au rămas alte două. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste patru arcuri de lucrat. Am terminat aceste patru petale care vor forma partea din mijloc a narcisei. Apoi, cu fir alunecat, vom intra aici în locul unde am început primul arc pe care am lucrat apoi petalele. Vom întoarce lucrul pe dos, cam în felul acesta. Și vom lucra 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5. Apoi ne vom orienta și vom
lăsa deoparte un ochi din cele de bază, din cele 12 pe care le-am lucrat, vom intra în cel de-al doilea, cam în felul acesta. Vedeți? Și vom închide acest arc cu fir alunecat. Apoi din nou voi face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de lanț. Voi intra acum la baza acestei, dintre cele două petale din rândul anterior. Vom închide din nou totul cu fir alunecat. Voi lucra alte 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. Pentru că pe această parte noi trebuie să dispunem 6 arcuri de câte 5 ochiuri de lanț, pe care apoi vom lucra petalele propriu-zise. Apoi vom intra din nou aici în cel de-al doilea ochi. Avem deja 3 arcuri. Și acum îl voi face pe cel de-al cincilea. Deci ne vom orienta în modul în care să putem lucra aceste 6 arcuri. Totul va veni închis cu fir alunecat. 5. Avem deja formate 4 astfel de arcuri. Ne orientăm în modul în care să putem 3, 4, 5, să putem forma aceste 6 arcuri, pe care apoi vom lucra petalele. Deci avem un număr de 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcuri. În momentul în care am terminat de făcut aceste 6 arcuri, noi vom intra în primul arc cu fir alunecat și aici vom atașa culoarea albă. Eu sper foarte mult să înțelegeți ceea ce lucrez. Voi face în felul acesta, voi trece firul prin cel de culoare galbenă. Voi lucra un prim picioruș, voi trage din nou bine firul de culoare galbenă și pe cel de culoare albă și le voi ține un pic bine aici. Voi lucra și cel de-al doilea ochi de lanț și în același mod voi începe să lucrez petala.
Pe data aceasta cu culoarea albă. Deci vedeți, am obținut două ochiuri. Voi intra în interiorul arcului, continuând să țin cele două fire, cel galben și cel alb, pentru că după aceea, după ce le voi da un pic de stabilitate, le vom tăia. Acum voi face un ochi de lanț și mă voi întoarce în jos, exact ca la primul rând de petale. Avem două, al treilea ochi, voi intra în interiorul arcului și voi începe să lucrez fiecare în parte. Eu cred că fiecare dintre dumneavoastră a încercat măcar o dată să lucreze acest punct. Acum voi face din nou un ochi de lanț și în felul acesta obținem un număr de patru piciorușe, să le spunem așa. Și voi intra. Deci am al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea. Voi intra în interiorul arcului și voi ieși cu firul în afară, voi începe să lucrez cele patru piciorușe. Dacă vreți să vă spun adevărul, este prima dată că lucrez acest punct. Astăzi am văzut din întâmplare, acum voi face din nou un ochi de lanț, pentru că vom avea nevoie de cinci piciorușe. Uitându-mă din curiozitate într-o parte în alta, am văzut o doamnă care lucra în acest punct. Și atunci mi-a venit această idee: de ce nu aș putea să inventez o floare care să fie lucrată în acest punct? Și vă pot asigura cu certitudine, sigur, că acest model nu îl veți găsi în nicio parte. Mi l-am inventat eu singură. Deci am ajuns aici la un număr de 5 piciorușe. Acum voi tăia aceste fire, pentru că le-am dat deja stabilitate, și voi continua să lucrez. Voi da de o parte. Așa cum știți, am ajuns la un număr de 5 ochiuri. Acum vom începe să scădem treptat. Deci voi intra și voi face ca o scădere obișnuită și am obținut un ochi, cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea. Voi intra în interiorul arcului și voi lucra primul, al doilea, al treilea, al patrulea. Apoi voi face din nou o scădere, voi obține trei ochiuri. Voi intra în interiorul arcului și le voi lucra apoi 1, 2, al treilea. Voi face o nouă scădere pentru a obține două ochiuri. Intrăm în interiorul arcului. Le vom lucra pe amândouă și apoi vom închide totul cu fir alunecat, cu picioruș alunecat. Din nou, cu picioruș alunecat, ne vom deplasa în interiorul celui de-al doilea arc. Uitați-vă, deja prima petală am realizat-o.
Vom face două ochiuri de lanț. Mă voi întoarce. Aici și voi lucra aceste două piciorușe. Voi face un nou ochi de lanț pentru a mulți și voi ajunge la trei piciorușe. Intrăm în interiorul arcului. Eu sper că se vede bine ceea ce fac. Am renunțat un pic, am făcut din nou un ochi de lanț pentru că voi înmulți. Am renunțat la timpul meu de odihnă doar pentru a putea face acest tutorial cu lumina zilei. Așa. Acum avem 4 piciorușe și vom începe să le lucrăm fiecare pe rând. 2, 3, 4. Voi face din nou un ochi de lanț pentru a mulți și voi ajunge la un număr de 5 piciorușe. 1, 2, al treilea de fapt, al patrulea, cel de-al cincilea. Voi intra din nou în arc și voi lucra fiecare în parte. Acum că am lucrat aceste 5 piciorușe, vom începe să scădem. Vom intra în primul aici și vom lucra ca o scădere normală. 1, al doilea, al treilea, cel de-al patrulea. Voi intra din nou în interiorul arcului și voi lucra un picioruș, al doilea, al treilea, al patrulea. Voi scădea pentru a ajunge la un număr de 3, 1, al doilea, al treilea. Intrăm în interiorul arcului și ne întoarcem în sus, lucrând din nou fiecare picioruș. Vom face o nouă scădere și vom ajunge la un număr de două piciorușe. Vom intra în interiorul arcului. Vom ieși lucrând aceste două piciorușe și apoi vom închide totul cu piciorușa alunecat. După care ne deplasăm din nou cu piciorușa alunecat în interiorul următorului arc și pornim din nou cu două ochiuri de lanț. Vom lucra din nou ca și până acum. Acestea sunt petalele. Deci veți vedea la sfârșit cât de frumos va ieși totul. Acum noi vom continua să lucrăm singure și pentru a termina toate cele 6 petale. Am ajuns în interiorul ultimului arc și voi lucra din nou împreună cu dumneavoastră această ultimă petală. În felul acesta veți vedea mai bine, veți înțelege poate mai bine ceea ce am lucrat. Și am făcut deci două ochiuri de lanț. Mă voi întoarce în primul, țin pe croșet, voi intra în interiorul arcului și voi lucra aceste două ochiuri. Voi face un ochi de lanț pentru a obține trei ochiuri, trei piciorușe, să le spunem. Apoi din nou voi intra în interiorul arcului și voi lucra aceste trei piciorușe.
un ochi de lanț, mă voi întoarce în jos, obținând astfel un număr de 4. De 4 piciorușe, vedeți, intrăm din nou în interiorul arcului și vom lucra aceste 4 piciorușe, 2, 3, 4, vom înmulți din nou, deci un ochi de lanț. Acum vom obține un număr de 5 piciorușe, avem deja 1, al doilea, al treilea, al patrulea, cel de-al cincilea. Voi intra în interiorul arcului pentru a-i da stabilitate, voi lucra aceste 5 piciorușe, 2, 3, al cincilea, iar acum vom începe să scădem. Deci primele două piciorușe le vom închide împreună ca la o scădere obișnuită și apoi voi continua 2, 3, 4, vedeți? Sunt 4, voi intra în arc, voi ieși și voi lucra cele 4 piciorușe, 1, 2, 3, al 4-lea. Acum voi face o nouă scădere pentru a avea un număr de 3 piciorușe, 1, 2, al 3-lea. Voi intra în interiorul arcului, voi ieși lucrând aceste 3 piciorușe, 1, 2, al 3-lea, vom face din nou o scădere pentru a obține 2 piciorușe, 2, vom intra din nou în interiorul arcului și vom ieși lucrând aceste 2 piciorușe, 1, al 2-lea, apoi vom închide totul cu fir alunecat. Astfel am ajuns la capătul acestei părți din lucru. Vom intra aici la bază, unde am început deja să lucrăm primele petale și vom închide totul cu fir alunecat. Voi scurta firul. Voi închide lucrarea. Iar rezultatul final, uitați-vă, până acum este acesta. Aceasta este partea din mijloc a narcisei și petalele. Vom continua. Vom continua pentru că nu am terminat cu vom continua să facem frunzulițele și apoi vom face și piciorul și partea din mijloc. Voi pregăti ceea ce este necesar și vom începe să lucrăm frunzulițele. Vom face un număr de 2 sau 3 și apoi vom încheia lucrarea. Acum, pentru a face frunza narcisei, am făcut un număr de 30 de ochiuri de lanț. Apoi voi adăuga firul metalic, firul subțire, voi lăsa o porțiune în afară și în corespondența fiecărui ochi de lanț vom face un picioruș scurt.
În felul acesta vom acoperi firul metalic și vom crea și frunzulița pentru floarea noastră. Deci, în corespondența fiecărui os de lanț, un picioruș scurt, cu atenție să nu uităm firul metalic în afară, pentru că se va vedea urât apoi. Sper foarte mult că se vede ceea ce lucrez. Am început cu lumina mai puternică, cu soare. Acum continui când aproape la mine este ora 5 după amiază, la dumneavoastră este ora 6. Între timp am făcut pregătirile pentru a continua tutorialul nostru și continuăm în acest fel până când vom ajunge la capătul acestui șir de 30 de piciorușe scurte. Vom continua în acest mod. Ne vom întâlni la capătul rândului, unde apoi veți vedea în ce fel vom proceda. O trage un pic firul în afară. Întotdeauna vom fi foarte atente și vom continua singure. Ne întâlnim când ajungem aici la capăt. Iată, ne ajungem și aici la capătul rândului și în ultimul ochi de lanț vom face un număr de 3 piciorușe scurte. 1, al doilea, al treilea, fiind mereu atente să prindem și firul metalic, după cum vedeți pe spate nu se vede nimic, așa, și apoi vom coborî în jos, mereu cu firul metalic, lucrând aceleași piciorușe scurte, în corespondența fiecărui ochi de lanț, vom face un picioruș scurt, și în același timp vom prinde și excesul de fir de aici. În felul acesta coborâm în jos și vom crea frunzulița. După cum știți, narcisele, ca și zambilele, sunt primele flori care înfloresc primăvara, bineînțeles după ghiocei și brândușe sau violete, cum li se mai spune. Este o plăcere să le vezi. Sunt diverse soiuri de narcise. Am văzut chiar și în culoarea galben, toate galben, foarte frumoase. Aveam în plan să fac săptămâna aceasta la Leaua, însă nu știu dacă voi reuși. Trebuie să am tot materialul pregătit. Și așa cum v-am spus întotdeauna, eu toate tutorialele pe care le execut strict pentru grupul nostru. Eu nu pun în alte grupuri nici un tutorial, pentru că așa este, cum eu nu accept tutoriale de la oricine. Așa și în alte grupuri nu se acceptă tutoriale de ale mele și de aceea ceea ce fac, eu fac exact doar pentru dumneavoastră.
Bineînțeles, pentru canalul meu de YouTube, pentru că acolo le prezint pentru început și apoi imediat le încarc pe grup. Pe grup, pe pagina mea de Facebook, și oricum vreau să vă spun că vor veni în curând noutăți, pentru că peste puțin timp, după ce va trece, bineînțeles, 8 martie, va fi apoi Paștele și ne vom pregăti cu lucrări pentru această sărbătoare sfântă. Am câteva surprize pentru dumneavoastră, sper că o să vă placă, dar totul la momentul potrivit. Acum nu dezvălui secretele, pentru că vreau să vă surprind și sper din suflet ca tot ceea ce eu realizez, tot ceea ce eu lucrez să vă fie pe plac, să lucrați și dumneavoastră. Mi-ar face mare plăcere să văd pe pagina grupului lucrări de ale mele executate de dumneavoastră, așa cum am văzut deja o parte din jucăriile amigurumi pe care le-am lucrat pentru Crăciun. Mi-a făcut o deosebită plăcere că se lucrează după mine. Sper că acest tutorial se va vedea bine. Nu am schimbat deloc poziția camerei, exact ca astă noapte am lucrat în același mod. Sper să se vadă bine. Așa cum v-am spus și aseară, vă repet din nou, volumul este la maxim, dar vocea mea este mai înceată și mai calmă, așa. Ar trebui, ca să am o voce mai stridentă, mai puternică, ar trebui să fiu nervoasă. Și nu este cazul să... Uitați, acum am terminat frunzulița, acum voi scurta firul metalic, îl vom da deoparte, că nu mai avem nevoie de el. Aici voi răsuci aceste capete de fire metalice care ne-au rămas. Vom așeza bine frunzulița și voi încerca acum să închid lucrarea. Voi închide cu fir alunecat, așa cum știți și dumneavoastră. Voi scurta și firul verde. Și iată că am realizat o altă parte din tutorialul pentru dumneavoastră. Acest capăt de fir îl voi tăia. După cum știți, i-am dat siguranță pentru că l-am lucrat pe măsură ce am lucrat frunzulița. Eu am pregătit un număr de trei frunzulițe. Vom continua apoi cu mijlocul narcisei și cu partea finală, cu piciorușul florii. Noi ne vom întâlni un pic mai târziu, când voi avea totul pregătit. Acum vom continua prin a face mijlocul narcisei. Și pentru aceasta am născut o idee ingenioasă, sper.
Voi pune pe codița croșetului firul galben, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de ori am rotit pe codița croșetului. Prima m-am exprimat ucinetul perché, pentru că în limba italiană se spune la croșet ucinetto. Vă rog să mă scuzați pentru această greșeală. Așa. Voi pune deci totul aici. În felul acesta. Și apoi voi începe să îmbrac acest rotund. Voi face piciorușe scurte pentru a-l îmbrăca de jur împrejur. Le voi închide deasupra în felul acesta. Vom trage firul și vom face piciorușe scurte până când considerăm că l-am îmbrăcat totul. Așa, în felul acesta. Intrăm din mijloc, încet, încet. Veți vedea că vom ajunge și la un rezultat final, care va fi, spun eu, frumos. Deci întotdeauna vom intra de aici din mijloc și vom încerca să îmbrăcăm totul de jur împrejur. Cine a lucrat strugurii de macrame este ceva cam în același mod cum se fac bobițele de struguri. De aceea mi-a venit această idee să fac în acest mod partea din mijloc. Eu cred că va fi frumos, va avea o prezență destul de frumoasă. Așa cum vă spuneam, cu siguranță acest model de narcisă nu-l veți găsi nicăieri, pentru că așa cum am spus, mi l-am inventat, pot să spun. Deci vom merge de jur împrejur ori de câte ori considerăm că este nevoie. Îi prinde apoi și acel capăt. Aici este nevoie de un pic mai multă atenție, de un pic de migală, dar eu cred că merită efortul. Acesta va fi ultimul picioruș pe care îl voi face, pentru că deja nu mai am loc. Acum
fel de aici îl voi tăia, dar înainte de aceasta voi veni cu firul pe spate și voi închide. Aranjat bine, în mod corect, rezultatul final este acesta. Dacă vedeți, va veni aici aplicat în mijloc. În felul acesta. Iar acum vom lucra piciorușul. Pentru aceasta vom îmbrăca firul de sârmă care este mai gros, îl vom îmbrăca cu firul verde. Pentru început voi ancora bine firul aici pe picioruș, lăsând o mică distanță, după cum vedeți. Voi face două noduri, să fiu sigură că va sta fix. Și apoi, oricum, distanța pe care o lăsăm la capăt, o vom regla pe măsură ce lucrăm. Și acum vom începe să facem piciorușe scurte. Așa cum am făcut și la clopoței, dacă vă amintiți, vom face piciorușe scurte, odată din față, luând firul și odată luând firul prin spate. În felul acesta vom îmbrăca și vom reuși să formăm piciorușul florii. Vom continua să lucrăm astfel până când vom îmbrăca toată porțiunea din sârmă. Vom lucra singure, iar noi ne vom reîntâlni când am terminat totul. Am ajuns la capătul lucrării. Acum voi închide și astfel am realizat și codița florii. Voi face un alt nod pentru a fi sigură că rămâne fix. Aici. Iar acum, ceea ce nu v-am spus la început, dar veți vedea acum, voi folosi un pic de lipici lichid
cu acesta voi finaliza lucrarea. Voi pune un pic din lipiciul lichid aici în mijlocul florii. Acesta și voi lipi mijlocul pe care l-am lucrat. Apoi voi întoarce din nou pe dos. Voi aplica din nou un pic de lipici și voi introduce codița. Acest lipici, după cum știți, se lipește foarte, foarte repede. Voi ține fixat un pic aici. Scuzați, era telefonul. Prezența pe care o are floricica noastră, o vom îndoi un pic așa, după cum știți, firul de sârmă este foarte ușor de manevrat și acum vom atașa frunzulițele, le voi uni între ele cu firul de sârmă. Apoi aici în față voi pune și cea de-a treia frunzuliță. Și pe ea o voi atașa în jurul tulpinei, în felul acesta. Astfel le voi da stabilitate. Iar de jur împrejur voi pune un pic din acest fir care ne-a rămas. În felul acesta vom încheia lucrarea. Aici la capăt voi pune din nou un pic de lipit. Apoi, pentru a-i da o notă mai frumoasă, mai elegantă, partea de desubt o voi îndoi, pentru că eu nu voi face un buchețel, ci doar această floare pe care am făcut-o cu drag pentru dumneavoastră. Sper să vă placă. Aștept să văd în comentariile dumneavoastră reacția pe care o veți avea. Sper să fie ușor de lucrat pentru dumneavoastră. Eu am considerat că este ceva nou, că este ceva deosebit și de aceea am vrut să vă o prezint, așa cum vă spuneam
Este practic copilul meu, creația mea. Sunt Tatiana Andrieș. Vă doresc o seară frumoasă, tot binele din lume. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru comentarii. Vă mulțumesc pentru critici. Sper că acest tutorial se vede în mod corect și aștept opiniile dumneavoastră. Sunt Tatiana Andrieș, iar noi ne vom revedea cât de curând. La revedere, o seară frumoasă și noapte bună tuturor!